Vă salut! După cum bine știți din filmulețe anterioare, am avut aici 4-5 rodii, da? Ei, au dat în stânga, în dreapta, nu m-a interesat pentru că n-au luat-o în sus. Vedeți? Tai din ele la greu. Ia uitați aici. Tai din ele la greu pentru că nu mă interesează ramurile care nu o iau în sus. Ca și aici. Le-am lăsat pe astea care într-un fel sau în altul pleacă în sus. Și restul am tăiat. Deci las să crească doar în sus. Asta a fost pomișor de un an de zile. Vedeți, o grămadă am tăiat. Aici tot la fel pomișor de un an de zile, dar mai viguros. A fost puțin mai... L-am lăsat să-i fac o coroniță. Și restul toate alea în jos le-am tăiat. Asta nu înseamnă că ce e aici... o să arunc ramurile astea, le tai în așa fel și le înrădăcinez. Hormon, înrădăcinare, câteva mici trucuri de, cu asta ne ocupăm, trebuie să avem și trucuri și le înrădăcinăm. Păi, în 2 ani de zile o rămurică din asta, în 2 ani de zile ajunge la dumneavoastră că adita e pomul de 1,5 m. Și bineînțeles, după alți 2 ani de zile vă va și rodi. Deci cam asta e procedura. Cu aici este o rodie care încă nu a fost căsăpită, ca să spunem așa. Vedeți? Destul de mare. Eu acum, ca să o ridic, să o fac pomișor, va trebui să tai toate creșterile astea anuale. De exemplu, această rămurică se duce în sus. Posibil, ea va fi pom. Cine știe? În funcție dacă va usca sau nu după iarnă. Dar până atunci, creșterile astea, care nu sunt utile, ați văzut de aici, creșterile astea le îndepărtăm și le transformăm în alte plante pentru dumneavoastră. Așa voi face cu tot pomul, așa voi face și acum. De exemplu aici, sunt câteva care au luat-o în sus și restul care atârnă pe pământ. Astea nu ne interesează, nu sunt bune. Vedeți? Astea nu sunt bune, care sunt căzute așa pe pământ. Le eliminăm. Le eliminăm, dar nu de tot. Ajung... Dita erodile de 1,5 m pentru dumneavoastră peste 2 ani de zile. Luăm fiecare rămurică, o rădăcinăm și facem treaba bună. Și la final o să rămân aici. Vedeți? Ramura asta. Una o ia în lateral, alta în sus. Ne interesează partea din sus și eliminăm restul. A rămas în sus, rămurica din lateral am eliminat-o. Ne luăm în calcul iarba și alte cele ca să se vadă mai bine. Să vedeți ce fac aici. Bun. Vedeți? Mare parte în sus, acea rămurică o ia pe pământ. N-avem ce să facem cu ea aici. Ne uităm de unde vine și o eliminăm. Că nu se va pierde ea de tot, pentru că știm ce să facem cu ea, e partea a doua. Însă ea n-ar mai avea ce să caute pe pământ aici. Bun, astea sunt frumos în sus. Bun. Una, două dintre ele vor deveni parte din părți din coroană. Restul eliminăm. Mai avem aici câteva. Vedeți? Merg pe pământ. N-au ce să caute acolo. Dacă s-a lăsat pe pământ, nu mai ne este de folos. Și eliminăm. Vedeți? Va deveni pom pentru dumneavoastră. Ba din potrivă. Vreo 4 sau 5 pomi. Că noi tăiem butași de 10 cm, 15. 4-5 pomi de aici. Dar 2-3 ani ne chinuim cu ele. Ca să ajungă pomul la 1,60 m, 1,70 m, care să
să fie vândut către dumneavoastră. Deci eliminăm la greu. Nu ne interesează așa ceva. Adică vor fi folosibile, că partea asta de aici va fi un butaș care se va îngroșa, se va nu știu ce și va păstra calitățile rodii Wonderful, soiului Wonderful, doar că trebuie să ai răbdare cu ea. 2-3 ani stă la mine, azi 2 ani la dumneavoastră și vor produce. De ce? Pentru că asta a fost rodie de un an de zile. Aia de 2 ani de zile, cea de acolo. Cealaltă de un an și tot așa până în capăt. Ei, practic, nu e ca din sămânță. Asta a fost tot din butaș. Deci tot de la un pom de rodie de 6 ani, 7 ani au fost recoltate rămurele, butași. Lumea spune că, domne, nu sunt altoiți. Dar nu sunt. Pentru că ce rost ar avea? Rodia, dacă o lași ceva timp, se îngroașă. Vedeți? Dacă o lași ceva timp, se îngroașă. Și ea devine pom. A fost deja luată de la un pom de 6-7 ani. A mai stat și la mine 2-3 ani până să ajungă la dumneavoastră, deci deja ea oricum are 7-8-9 ani, acea ramură, deși e pregătită de rod. Nu e ca din sămânță să o pui și să aștepți 9-10 ani. La dumneavoastră, în 2 ani de zile, trebuie să înceapă să producă. Măcar să vedeți primele flori, dacă nu și fructe. Asta am avut să vă arăt. O să vă arăt după aia și buta și puși. Posibil să prinși. În faptul că mai ceva mai târziu spre iarnă. Acum e septembrie. La final de octombrie o să mai fac un filmuleț, să vă arăt prinși. O să vă arăt și ce am pentru dumneavoastră de vânzare. Până atunci, să ne bucurăm de ce mai avem pe aici. De roșiile de apartament care sunt pline, chiar dacă sunt micuțe, dar micuți ca și vrei că sunt ele micuțe ca și mărime, nu înseamnă că sunt și fructele mici. Asta este aproape cât ou, trece cumva de mărimea nuci. Și tot așa le face și sunt câteva sute pe aici care se vor dezvolta și vor avea acea mărime, vor fi recoltate. Ia uitați aici un banan frumos, care de vârstă are câteva luni, dar s-a făcut, nu glumă, și gros băiat, gros, ce să mai, ce să-i ceri, s-a îngroșat, e baba. Vă spun, prieteni.